salutare, oameni buni. Pentru astăzi, ziua de luni, 20 septembrie, fac un bilet la pariuri. Pe biletul de ieri am avut un bilet câștigător. Am jucat West Ham Manchester United 2-5 goluri, a fost 1-2. Dortmund se marcheze 2+, a fost 4-2. PSG Lyon am jucat 3+. La meciul Lazio Cagliari am jucat Lazio să câștige oricare din repriză, a fost 1-0 la pauză pentru Lazio, iar la final s-a terminat 2-2. De aceea acest pariu câștigă oricare repriză, deși e cota mult mai mică. Te ajută de multe ori și am mai zis și marcator. La PSG Lyon am zis că Neymar să marcheze. Neymar a marcat din penalti, procentaj 100% ieri. Pentru astăzi avem așa din România, CFR Cluj cu Universitatea Craiova. Un meci tare, un meci de așteptat. CFR-ul e încă pe prima poziție, chiar dacă a mers slab acum ultimele, a obținut o înfrângere cu Botoșani în campionat. Și o înfrângere în Conference League cu Jablonețul, un meci urât, urât de tot, mizerabil, CFR-ul clar nu mai joacă absolut nimic. Sigur, Ionson ăla nu face mai lucruri, deși e un jucător care aleargă, un jucător foarte implicat, foarte dedicat în teren. Se pare jucătorul cel mai în formă acum, sigur, Ionson ăla. CFR-ul totuși nu reușește să-și creeze ocazii, destul de greoi. L-a băgat pe Păun târziu, pe Costache la fel târziu. Joacă destul de chinuit CFR-ul acum cu Dan Petrescu venit la ei. Din nou defensiv, vedem doar 11 ocazii, 4 pe poartă, la fel au avut și ăia. Craiova e undeva pe 9, are acum de când avea Regan Favre cu Voluntari, victorie cu Gaz Metan, victorie cu Rapid, un egal cu Sepsi. Au pierdut și la UTA Arad, dar au jucat destul de bine acolo, au avut ocazii. Deja au 3 victorii, un egal în ultimele 5 meciuri de campionat. Pare că joacă binișor Craiova, pasatori în fața Colici, dacă e în formă s-ar putea să aibă ceva șanse. Voi merge pe un pariu pe goluri, o să joc 1-3 goluri. Dacă una dintre ele va da gol, nu cred că se va mai deschide după aceea, 1-1-3-7. Pe meciul 2 o să joc din Spania, Barcelona cu Granada. Barcelona, evoluții un pic ciudate, așa și așa, foarte mulți accidentați. Ansu Fati, jucătorul care acum 2 ani a arătat că e un super jucător, aproape la nivelul lui Messi, un jucător care are o viteză și o tehnică ieșite din comun la doar 16 ani. El a lipsit foarte mult Barcelona. Acum la ei a venit Memphis Depay în vara aceasta. De la el se așteaptă cât de cât ceva. Granada nu a jucat grozav. Granada are 2 egaluri și 2 înfrângeri. Anul trecut i-a bătut Granada 2-1 chiar pe terenul Barcelonei. A fost o surpriză mare, mare de tot. Granada vedem că n-a câștigat niciun meci, doar cotă un pic mai mare, jucăm 1 și 2-5 goluri la o cotă de 1-65. Udinese cu Napoli, afer, e un meci destul de dificil. Napoli a mers foarte bine în sezonul ăsta, dar și Udinese a arătat bine, are Udinese 3 victorii, 2-2 cu Juventus, 3-0 cu Venezia, 1-0 cu Spezia. Napoli, o forță foarte, foarte impresionantă cu Osimhen, Sai, evident Insigne, jucătorul lor cheie. Napoli poate face meciuri foarte frumoase. Anul trecut a fost un 2-1 pentru Napoli în ambele meci. O să jucăm 2 plus goluri la Udinese cu Napoli la cotă de 1-28. Din aceste 3 cote facem o cotă 2-89. Asta ar fi biletul meu pentru ziua de luni, 20 septembrie. Asta este biletul pentru azi. Mersi de atenție. Baftă la pariuri.